un guvern și o situație politică atipică pentru România. Situație politică generată de faptul că singura instituție democratică acceptată pentru discuții în stradă la revoltele care au precedat nenorocirea de la colectiv a fost președintele României. Din punctul meu de vedere ca parlamentar liberal, aștept cu interes măsurile de politică autentică, competentă, tehnocrată a noului guvern, mai ales că suntem în perioada de elaborare a bugetului României. Despre provocările bugetului României în contextul în care funcționăm absolut atipic cu guvern democrat, vreau să vorbesc astăzi. Bugetul României, așa cum este el previzionat anterior acestui demers, este fără discuție un buget cu înclinație social-democratică pregnantă. Declarația de astăzi vizează ideea pe care o promovează toate partidele politice și în special PNL-ul, și anume reconstrucția României, dar și a clasei politice. Stimați colegi, după cum știți, Parlamentul României a investit un nou guvern cu o majoritate de 389 de voturi pentru și un număr de doar 115 voturi împotrivă. Guvern format din tehnocrați și guvern condus de domnul Dacian Cioloș. Ne aflăm în situația în care statul român, nu putem spune că este străin de astfel de momente, și a mai avut momente în care a avut în fruntea țării un guvern tehnocrat. Sunt convins că suntem în fața unui nou început, în fața unei schimbări, în fața unui moment în care România poate să o ia într-o direcție pozitivă. Echipa de profesioniști pe care domnul Dacian Cioloș, în calitate de prim-ministru, chiar dacă nu toți dintre cei care sunt în momentul de față membri ai executivului au stat deoparte de politică, putem spune că are avantajele unei competențe, a unei prospețimi și a unei seriozități. Așa cum știți, am avut o ședință a Comitetului Executiv Național, al PSD. Printre alte subiecte de discuție, am adoptat astăzi codul de conduită și integritate al partidului, care sigur are mai multe prevederi, dar în interiorul lui sunt trei capitole importante. Un capitol care se referă la criterii de conduită și integritate pe care trebuie să le îndeplinească candidații PSD pentru alegerile locale și parlamentare. A doua componentă importantă o reprezintă un contract social care trebuie semnat de candidații PSD public și asumat înainte de depunerea candidaturii. Și a treia componentă, un pachet de reguli și bune practici pe care membrii noștri trebuie să le urmeze și să le respecte din momentul în care au câștigat funcțiile respective. Deci avem 10 criterii de integritate pentru a putea fi candidat al PSD și avem 10 reguli de bune practici pe care, odată ce au câștigat alegerile, trebuie să le respecte. Bugetul pentru 2016 este un buget care revine la posibilitatea ca în anul următor consiliile județene să fie cele care vor redistribui o parte din sumele care sunt impozite din TVA, respectiv echilibrarea bugetelor locale din impozitul pe venit.
A fost o măsură care a fost centralizată anul trecut, am fost singura formațiune politică care ne-am opus acestei centralizări. Trebuie să spun că în acel moment toate partidele politice în afară de UDMR au votat această centralizare și iată, doar după un an se demonstrează că am avut dreptate dintr-un singur motiv. Proiectul de buget pentru 2016 prevede același mod de împărțire care exista în 2014 și anume că la nivelul consiliilor județene, la nivel județelor, trebuie să existe posibilitatea de redistribuire a fondurilor. Este un succes al nostru, chiar dacă vine după 10 luni, 11 luni de luptă în acest sens.